Avem tascul cu portocala și cine credeți că a câștigat? Ei au câștigat. Chiar au câștigat și erau extrem, extrem de fericiți. Spunea Maria că pot să vorbesc în sfârșit. Chiar aveau nevoie de asta. Aveau mare nevoie de treaba asta și sper să ca premiu să-l primească în noaptea aceasta pentru că nu mai e nimeni în sus. A fost Dani, Diana. Mă bucur din suflet pentru ei. Puh! Sper să-și pună cam tot ce avea să-și pună în noaptea aceasta și de mâine încolo o să vă dați seama cu toții dacă uh, ce se întâmplă și ce o să se întâmple. Uh, mă bucur din suflet pentru ei, fericitări, uh, chiar aveați nevoie, așa spune și Antonio, aveam nevoie, chiar avea nevoie uh, și săraci. Maria se bucura foarte tare și spune, mai bine mă mai bucura așa că mi-e frică să nu mi se strice starea. Și spunea Antoniu, o să se strice, o să vezi. Știind că, na, urmează materialele din live, cine știe ce... Of. ideea e că au câștigat tascul și că vor merge să-și vorbească. Cred că asta contează cel mai mult. În momentul acesta asta contează cel mai mult, că vor putea să-și vorbească fără camere și cumva... O să-și pună cam toate lucrurile la punct, și cu siguranță, și după noaptea asta, nu mai au ce să mai. că adică nu cred că ar mai avea ceva.